de mâine, ca să zbor mai că la tine, ca să zbor mai că la tine. Să-ți sărut mânuțele ce mi-au păzit nopțile, ce mi-au păzit nopțile. Dragii noștri, de această dată suntem în Fărcășeni cu o surpriză frumoasă pentru Nicolae și doamna Nicoleta, care astăzi își sărbătorește ziua de naștere. O surpriză venită cu toată dragostea din partea celor dragi, așa că rămâneți cu noi să îi surprindem și să le urăm cu toții un la mulți ani. Surprize la domiciliu. Noi oferim emoții. De Nicolae avem nevoie. Cine este Nicolae dintre voi? Tu ești Nicolae și azi ești sărbătorit. Bună ziua! Și bine v-am găsit! Am mai fost la dumneavoastră, da. Avem nevoie de dumneavoastră. Știm că ați fost sărbătorită acum pe data de 18. Da, duminică. Așa, și de Nicolae să avem nevoie. Că și în casă. Și astăzi venim la dumneavoastră cu o surpriză din partea celor dragi ai dumneavoastră. Și cred că și bănuiesc din partea cui veni. Da, îmi dau seama că... Avem aici tabloul care o să spună tot. Tablou cu cei mai dragi și mai scumpi ai dumneavoastră. Cei care din toată inima și-au dorit să vă sărbătorească, atât pe dumneavoastră, cât și pe Nicolae. Pentru că știm că Nicolae face 5 anișori, da, Nicolae? Da, ți-au cântat astăzi la mulți ani? Nu, dar mâine sărbătorim. Nicolae, te super că-ți cântăm noi astăzi la mulți ani? Începem de azi, să știi. Uite ce tortuleț avem noi pregătit pentru tine. Duce-ți din cameră. E frumos? Reușești tu să-l ții? Așa, e cam greluț. Nu știu dacă îți reușești, dar te ajută. Vezi câte ajutoare ai? Nicolae, noi acum o să-ți cântăm și ție. Și doamne Nicoleta, un la mulți ani, ca să vă sărbătorim pe amândoi. Să le fac mereu un ospor. Dacă veneam mâine, avea să vă așteptați să venim la dumneavoastră, da? Astăzi nu, vom reuși. Așteptați, sincer. Astăzi vom reuși să vă sărbătorim pe amândoi. Ca să nu fii supărați, să nu vă supărați nici dumneavoastră când a venit și nici Nicolae. Acum o să vă cântăm mult la mulți ani, ca să simțiți dumneavoastră că sunteți sărbătoriți, după care o să aflăm și ce au astăzi vă transmită, pentru că avem și câteva gânduri pentru dumneavoastră. Nicolae, am să aprind, dar tu să nu te sperii, da? Punem. Și am să încep cu dumneavoastră, doamna Nicoleta, pentru că noi avem aici pregătit câteva gânduri venite din tot sufletul, care spun așa: draga mea mamă, la mulți ani cu ocazia zilei tale de naștere, ești un exemplu de dragoste și putere și îți mulțumesc pentru tot ceea ce ai făcut pentru mine și pentru familia noastră. Fără tine, viața mea nu ar fi la fel de luminoasă și plină de iubire. Sper că această zi să fie la fel de minunată și strălucitoare ca sufletul tău generos. La mulți ani, mama! Cu drag din partea celor mai dragi ai dumneavoastră. Mulțumesc tare mult. Nici nu mă așteptam, sincer. Nu v-ați așteptat la surpriză. Nu așteptați pe nimeni astăzi.
Așa, ia, pune tortulețul aici. Iar acum am să vin lângă tine, Nicolas, pentru că și pentru tine am un mesaj. Știi cine ți-a trimis ție tortulețul? Cine crezi că ți-a trimis tortulețul, îmi spui? Vrei să-mi spui? Nu vrei să vorbești cu mine? Dar să știi că eu am un mesaj pentru tine și se spune așa. Dragul nostru Nicolas, cu ocazia celei de-a 5-a aniversări a vieții tale, vrem să-ți transmitem cele mai călduroase urări. Chiar dacă suntem departe, inimile noastre sunt mereu alături de tine. Fiecare zi de când te-ai născut a fost o bucurie pentru noi. Ai crescut atât de repede și ne mândrim cu tine pentru toate realizările tale. Chiar dacă suntem departe, vrem să știi că suntem aici pentru tine în fiecare moment important. La mulți ani, dragul nostru! Cu drag, din partea Nicoletei! La mulți ani! Cum îi spui mulțumesc Nicoletei? Mulțumesc! Îi facem așa cu mânuța acolo? Îi faci cu mânuța? Mulțumesc și îți așteptăm la noi. Îi spune, că te vede acum. Îi mai spui ceva sau ai emoții? Te-ai emoționat? Să știi că am mai fost într-un an, dar tu cred că făceai amiază, dormea și nu ți-am cântat la mulți ani. Însă acum am reușit să-ți cântăm la mulți ani și ție și mămicăi tale. Da? Ai emoții. Iar acum să știți, doamna Nicoleta, că noi pentru dumneavoastră mai avem și o melodie din partea fetei, care dorește din tot sufletul să o ascultăm împreună. Stați acolo, băiețe! Vă dorim. Mulțumesc. Nicolas, tu să fii bravo.
Da? Să-i faci mândri pe părinții tăi și pe surorile și frații tăi. Da? Îi transmitem salutări acolo la toți? Așa le facem cu mânuța? Îi mulțumesc. La mulți ani de pe acum. Îți dai seama mâine ce cadouri mai primești dacă au început surprizele de azi să vină? De nici nu am așteptat, sincer. La mulți ani vă spunem încă o dată. Mulțumesc. Le mulțumesc tare mult, fetei, să fii sănătoasă, iubită. Este departe și este greu și a încercat măcar un piculeț să fie prezent, atât la ziua dumneavoastră cât și la ziua frățiorului. Sincer, nu mă așteptam. La mulți ani, Nicolate! La mulți ani, Nicolas!